Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri la Bishkek că Rusia și-ar putea modifica doctrina militară, introducând posibilitatea unui atac preventiv pentru a dezarma un inamic. Salutare, dragi orbeanzi, la un nou material. Uneori, sincer, tind să cred că Putin este un bun psiholog și acum nu o spun neapărat ca o laudă, ci ca un adevăr. Dacă mai țineți minte, la începutul invaziei, de fapt înainte de invazie, nu, nici măcar la începutul invaziei, Putin părea că dă înapoi și început să-și retragă ceva trupe de la granițe de prin Crimea, chestii din astea care i-a făcut pe oameni să creadă că Rusia nu va invada niciodată din punct de vedere militar Ucraina. Cred că după 2-3 săptămâni, aproximativ, lucrurile au degenerat, iar Rusia a invadat Ucraina. Ieri, Vladimir Putin declarase că nu va folosi armele nucleare, cel bine, nu a spus asta, ci anume că nu va folosi arme nucleare niciodată dacă Rusia nu va fi atacată. Iar astăzi avem o știre care spune că Rusia ar putea lua în calcul un atac preventiv pentru a dezarma un inamic. Și acum stau și vă întreb pe voi, cum ar putea dezarma Rusia un inamic? Cum credeți că s-ar putea dezarma Ucraina în cazul de față? Printr-un atac nuclear, e singurul lucru. Iar dacă Rusia își pune chestia asta în doctrina militară, e un lucru rău. Asta înseamnă că pregătește ceva ce nu este deloc bine pentru Ucraina și ar putea fi automat un ultimatum pentru această țară și pentru a termina într-un fel sau altul războiul pentru totdeauna. Haideți să trecem să vedem că exactitate e ceea ce a spus Vladimir Putin. Șeful statului rus a făcut această afirmație într-un răspuns la întrebarea unui reporter în timpul vizitei în Kârgâzstan, în care i s-a cerut să-și clarifice declarația de la începutul acestei săptămâni cu privire la utilizarea armelor nucleare, scrie Agerpres citând AFP. În urmă cu câteva zile, Vladimir Putin avertiza că riscul unui război nuclear este în creștere, dar că Rusia nu va ataca prima. Președintele rus a declarat că Moscova ia în considerare adoptarea ceea ce l-a numit ca fiind conceptul loviturii preventive al Washingtonului. În primul rând, Statele Unite au dezvoltat conceptul de lovitură preventivă. În al doilea rând, ei dezvoltă un sistem de atac care vizează dezarmarea. Inamicului a declarat presei președintele Putin. Poate că Moscova ar trebui să se gândească la adoptarea ideilor dezvoltate de americani pentru a-și asigura propria securitate. Doar ne gândim la asta, a precizat liderul rus. Președintele Putin a afirmat de asemenea că rachetele de croazieră și sistemele hipersonice ale țării sale sunt mai moderne și chiar mai eficiente decât cele ale Statelor Unite. Rusia nu le-ar folosi prima în nicio circunstanță, a mai spus Putin referindu-se la armele atomice, dar dacă nu le folosește prima în nicio circunstanță, nu va fi nici a doua care le va folosi, pentru că șansele de a le folosi în cazul unui atac nuclear împotriva teritoriului nostru sunt foarte reduse. Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a condamnat aceste declarații, spunând că orice discuție, oricât de vagă despre armele nucleare, este absolut iresponsabilă. În alte știri, declarațiile recente ale președintelui Emmanuel Macron cu privire la acordarea de garanții de securitate Rusiei au fost scoase din context, a asigurat vineri Palatul Elis înaintea unei noi conferințe dedicate acordării de asistență Ucrainei care va avea loc marți la Paris. Dialogul dintre președintele Republicii și președintele Zelensky este excelent, a asigurat președinția franceză. Există un decalaj între anumite mișcări sau anumite persoane care încearcă să izoleze o bucată dintr-o frază în afara contextului său și realitatea muncii pe care o desfășurăm, care decurge cu adevărat fără dificultăți, a precizat Palatul Elis potrivit Agerpres. La începutul lunii decembrie, vorbind despre arhitectura de securitate care va fi reconstruită în Europa odată cu încheierea războiului din Ucraina, președintele francez subliniase că atunci va fi de asemenea necesar să se acorde garanții Rusiei pentru a se ajunge la un echilibru. Această arhitectură de securitate construită de Statele Unite ale Americii și URSS, ulterior de Rusia, se clatină de ani de zile. Franța insistă asupra necesității ca europenii să se afle la masa negocierilor,
atunci când sunt negociate noi acorduri privind controlul armamentului. Unul din punctele esențiale este teama că NATO va ajunge chiar la porțile sale și desfășurarea de arme care ar putea fi care ar putea amenința Rusia. Acest aspect va face parte din chestiunea ce țin de pace și de aceea trebuie să-l pregătim, declarase Macron. Unele personalități din Ucraina, dar și oficiali din Europa de Est s-au declarat agasați de aceste declarații, exprimându-și chiar o opoziție totală. Șeful statului francez nu face decât să descrie ceea ce ucrainenii înșiși își doresc, a explicat Palatul Elis. Ucrainenii înșiși sunt primii, în mod evident, care vor să iasă din acest război și până la urmă, la sfârșitul războiului, există negocieri. O conferință pentru reziliența și reconstrucția Ucrainei va avea loc marți la Paris, având ca scop prezentarea nevoilor Ucrainei pentru a-și asigura reziliența economică pe timp de război și reconstrucția sa pe termen mediu, precum și promovarea mobilizării actorilor economici francezi pe aceste două mize esențiale, conform informațiilor furnizate de Ministerul Economiei. Comunicăm zilnic, uneori de mai multe ori pe zi, pentru a pregăti această conferință. Nu există nicio dificultate, a insistat Palatul Elis. În alte știri, suntem în ziua cu numărul 290 a războiului pornind de Vladimir Putin în Ucraina. Vladimir Putin a evocat posibilitatea unei înțelegeri pentru a pune capăt războiului din Ucraina, susținând în același timp că operațiunea sa militară specială se desfășoară conform planului. Totodată, liderul de la Kremlin a declarat că Rusia și-ar putea modifica doctrina militară prin introducerea posibilității unui atac preventiv pentru a dezarma un inamic, într-o aparentă referire la un atac nuclear, notează The Guardian. Ucraina afirmă că regiunile sale sudice suferă cele mai grave pene de curent electric la câteva zile după ultima serie de atacuri rusești asupra rețelei energetice a țării. Ministrul ucrainean de externe a declarat că guvernul său colaborează cu organismul de supraveghere nucleară al Organizației Națiunilor Unite pentru a crea o zonă de siguranță în jurul centralei nucleare Zaporojie, în timp ce Statele Unite ale Americii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la un parteneriat de apărare la scară largă între Moscova și Teheran, descriindu-l ca fiind dăunător pentru Ucraina. Atacurile rusești cu rachete au deteriorat sau distrus peste 390 de unități de învățământ de la 1 septembrie, precizează Ministerul Educației din Ucraina. Totodată, Ministrul Educației Serhii Sharklet a adăugat că de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, peste 2800 de unități de învățământ au fost avariate sau distruse. În ultimele 24 de ore, armata rusă a lansat 5 rachete, aproximativ 20 de atacuri aeriene și peste 80 de atacuri MLRS împotriva Ucrainei, a anunțat sâmbătă statul major al forțelor armate ale Ucrainei. Ucrainenii spun că au respins atacurile rusești în apropierea a 13 așezări din est. Totodată, forțele ucrainene au lovit 4 puncte de control rusești și 5 zone de concentrare a trupelor, armelor și echipamentelor militare ruse, a adăugat statul major citat de The Kiev Independent. Declarațiile recente ale președintelui Emmanuel Macron cu privire la acordarea de garanții de securitate Rusiei au fost scoase din context. Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri la Bishkek că Rusia și-ar putea modifica doctrina militară introducând posibilitatea unui atac preventiv pentru a dezarma un inamic. La baza aeriană Berdiansk din regiunea ucraineană Zaporojie au fost auzite explozii. 3 explozii mari au fost auzite, precum și altele mai mici, în apropierea orașului ocupat de Rusia situat pe coasta Mării Azov. Ucraina afirmă că regiunile sale sudice suferă cele mai grave pene de curent electric la câteva zile după ultima serie de atacuri rusești asupra infrastructurii sale energetice. Șeful operatorului de rețea ucrainean, Ukrenergo, a declarat că muncitorii se străduiesc cel mai mult să restabilească energia electrică în regiunea de la Marea Neagră din Odessa, care a fost grav afectată luni și în jurul orașului Herson, recucerit recent. Cam atât a fost, dragii mei, și în acest material. Voi ce părere aveți? Considerați că Vladimir Putin pregătește terenul pentru un atac nuclear la anul? Eu aș zice că sunt șanse foarte mari ca acest lucru să se întâmple. Ne auzim cu noi materiale, dragii mei, și rămâneți aici pe canal pentru că știți că venim cu cele mai noi informații. Așa că stați aici pe canal și vă doresc multă sănătate și mult succes!